O echipă de cercetători din Franța, care a studiat peste 44.500 de bărbați și femei de 45 de ani și mai mult, a descoperit o asociere semnificativă între alimentație nesănătoasă și decesul prematur. Fiecare creștere de 10% a aportului de alimente ultraprocesate a fost asociat cu un risc de 14% mai mare de deces din orice cauză. Participanții la studiu au oferit informații legate de obiceiurile alimentare, stilul de viață și mediul socioeconomic, și ulterior au fost monitorizați timp de șapte ani. Hrana ultraprocesată a fost definită prin alimente produse, prin procese industriale multiple și consumată în general sub formă de gustări, deserturi sau mâncare gata preparată. Printre acestea se numără carnea prășită și congelată, mezelurile, gustările ambalate și supele instant. Pe parcursul perioadei de monitorizare, oamenii de știință au înregistrat peste 600 de decese, 1,4% din totalul grupului inițial. Printre acestea s-au numărat 220 de decese cauzate de cancer și 34 provocate de afecțiuni cardiologice și arteriale. Alimentele semipreparate și alte tipuri de produse ultraprocesate au reprezentat în medie 30% din aportul caloric total potrivit rezultatelor studiului. O creștere a consumului de alimente ultraprocesate pare să fie asociată cu un risc general de mortalitate mai mare în rândul populației adulte, au notat cercetătorii conduși de doctorul Laure Schnebel de la Universitatea Paris-Sorbonne. Explicațiile pot fi multiple, au notat oamenii de știință. Unele alimente ultraprocesate conțineau cantități importante de sare, iar un aport ridicat de sodiu a fost asociat cu un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare și cancer la stomac. De asemenea, zahărul în acces a fost de asemenea asociat cu un risc mai mare de deces cardiovascular. În plus, alimentele ultraprocesate conțin o cantitate mică de fibre care reduc riscul de mortalitate.